Un tânăr severinean a fost arestat după ce a spart geamurile a două autoturisme și și-ar fi lovit fiica și fosta parteneră de viață. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a reacționat cu acte de violență asupra fostei concubine, dar și asupra fiicei sale de doar 3 anișori. Poliția municipiului Drobeta Turnu-Severin a depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 33 de ani domiciliat în Drobeta Turnu-Severin, care a spart copiatră geamurile a două autoturisme ce aparțineau unui bărbat de 65 de ani cu domiciliul în Vânjumare. Un echipaj în cadrul biroului Ordine Publică al Poliției municipiului Drobeta Turnu-Severin a depistat în flagrant un bărbat în vârstă de 33 de ani domiciliat în Drobeta Turnu-Severin, care a spart cu o piatră geamurile a două autoturisme ce aparțineau unui bărbat în vârstă de 65 de ani cu domiciliu în orașul Vânjumare. De asemenea, bărbatul a exercitat acte de violență asupra fostei concubine și a fiicei lor, în vârstă de 2 ani și 9 luni, care se afla în brațele mamei. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior instanța admițând propunerea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu-Severin și a dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Bărbatul în vârstă de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a admis propunerea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu-Severin și a dispus față de acesta măsura arestării preventive pentru 30 de zile.